Vlad stătea de vorbă cu Cătălina și a întrebat-o dacă i-a mai trimis cineva vreun mesaj, vreo scrisoare și i-a spus cine să-mi trimită, că sora mea a trimis ieri. Și atunci a întrebat Vlad dacă a trimis grupul ei de susținere, iar Cătălina a spus că încă de la ziua lui Vlad nu a mai scris nimic, nu a mai primit nimic din partea acelui grup. Cătălina părea așa puțin plouată și a văzut-o Vlad. E clar că de acum încep să se cunoască. Atunci când au o stare proastă, a întrebat-o dacă este ok, i-a dat din cap că da și apoi Vlad a spus nu, nu ești ok. Și ea s-a cuibărit în brațele lui. Au stat așa un minut, două și apoi Cătălina a început să plângă. Vlad încerca să o înveselească, îi spunea așa plângi tu când te întreabă oamenii dacă ești ok. Nu a spus și motivul acestei supărări, acestei stări proaste. Cred că are legătură cu competiția, pentru că timpul trece greu și odată cu trecerea acestor luni devine din ce în ce mai apăsătoare.